Mă bucur că vă aflați aici alături de noi la un eveniment inedit al stagiunii noastre. Publicul nemțean s-a obișnuit cu noi cântând. De data aceasta vom și cânta, dar înainte de a cânta, o să lansăm o carte, o carte de specialitate scrisă de colega noastră Cristina Șoltu, profesoară, lector universitar, doctor al facultății noastre din 2014, cu un palmares bogat, cu interpretativ, dar care s-a aplecat și asupra cercetării științifice și din demersul ei cercetativ a rodit o carte pe care astăzi dorim să vă prezentăm. Înainte de a trece la prezentarea cărții, eu o să spicuiesc câteva rânduri din CV-ul doamnei profesoare ca să o cunoaștem și din prisma evoluției sale, din mai multe puncte de vedere și din mai multe perspective. Cristina Șoltu a absolvit studiile de licență în 2007, masteratul în 2010 și doctoratul în 2015, toate la Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj. Urmând cursurile Facultății de Interpretare Muzicală, a studiat cu profesor universitar dr. Cichi Boldijar pianul, cu conferențiar universitar dr. Cipriana Gabrișiu muzica de cameră, cu conferențiar universitar dr. Silvia Zbârciu și lector universitar dr. Diana Barb acompaniamentul, iar în cadrul școlii doctorale Sigismund Toduță a Academiei de Muzică l-a avut coordonator științific pe profesor universitar dr. Gabriel Banciu. Pe parcursul anilor de studiu a participat la cursuri de măiestrie cu Mihaela Ursuleasa, Franco Anderlar, Adriana Bera, Ninuca Popoșanu, Walter Kraft și la cursuri de muzică de cameră cu Diana Ligeti, Ellen Rose, Vladimir Locotoș, Anke Schnittelhelm și Quartetul Voces. Activitatea artistică a interpretei cuprinde recitaluri solo și de muzică de cameră susținute în Cluj-Napoca, Sinaia, Suceava, Târgu Mureș, Sighetul Marmației, Bistrița, Piatra Neamț, Onești și Zalău. Cristina Șoltu și-a început activitatea profesională la Școala Internațională din Cluj, unde a predat pian și educație muzicală între anii 2006-2008, iar între 2008-2018 a fost profesor la Școala de Muzică Augustin Bena din Cluj-Napoca, unde s-a ocupat de pregătirea elevilor înscriși la specialitatea pian, în cadrul catedrei de vioară, a realizat ore de acompaniament, obținând cu elevii îndrumați premii și distincții în competițiile naționale, olimpiade, concursuri și festivaluri. În 2013, 2017 și 2018 a fost membru în juriul Festivalului Johann Sebastian Bach la secțiunea Pian, desfășurat la Cluj-Napoca. În 2014 devine colaborator al Academiei de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca la extensia Piatra Neamț, în calitate de acompaniator al Catedrei de Canto, în 2015 asistent universitar și lector în anul 2018. Repertoriul cameral al interpretei cuprinde lucrări dedicate duo-ului vioară-pian, aparținând unor compozitori ca Mozart, Beethoven, Schumann, Brahms, Poulenc, Debussy, Ravel, Janacek, Messiaen, Lipatti, Comes, Toduță, Ola și Bentoiu. Acestea au fost cuvintele citite din CV-ul doamnei profesoare. Eu aș dori să adaug la acest CV colaborarea noastră permanentă cu grupul coral Extensio și calitatea ei și de corist și de acompaniator în această formație. Nu odată am cântat aici pe această scenă împreună și sper că vom cânta și de-a lungul anilor în continuare. Pot să vă spun că profesoară Cristina este un cadru didactic foarte deschis și foarte receptiv la tot ce îi oferă arta muzicală și e ușor de provocat la încercări și le face față cu brio de fiecare dată. În afară de preocupările repertoriale, camerale, cântă și acompaniază de la copii de școală până la studenți și până la profesori
toată pleiada de artiști în devenire sau artiști consacrați. E un om cald, e un om bun și un om dedicat meseriei. Și acum o să rog pe domnul profesor Cristian Misievici, directorul școlii doctorale Sigismundo Duță al Academiei de Muzică Gheorghe Dima din Cluj, să ne prezinte această carte. Vă rog frumos, domnul profesor. Vă mulțumesc. Pentru cine nu o cunoaște pe colega noastră, conferențiar universitar dr. Carlo Ildico, domnia sa este cea care a făcut această frumoasă introducere la acest frumos moment. Onorată audiență, este o bucurie și în același timp o onoare pentru mine să particip alături de dumneavoastră la acest eveniment și vă rog să considerați faptul că în măsor cu mare grijă cuvintele, este vorba de un eveniment real și în același timp vă fericesc pe fiecare dintre dumneavoastră pentru faptul că v-ați găsit răgazul să fiți în acest loc, în acest moment, pentru că el reprezintă în peisajul cultural, aș îndrăzni să spun, al cetății, un eveniment cu totul și cu totul special. Și ca să vă încredințați de acest lucru, în cele câteva cuvinte pe care le voi rosti în continuare, nu o să mă refer atât la formatul material care ne-a reunit astăzi, adică la această carte, ci o să îmi permit, cu asentimentul dumneavoastră, să pun în fața dumneavoastră un caz de exemplaritate profesională reprezentat de autoarea cărții, distinsa mea colegă și a noastră colegă, Cristina Nicoleta Șoitu, o persoană cu care n-am avut tangențe neapărat foarte dense și foarte directe în decursul timpului, dar pentru niște oameni care slujesc sub același drapel, slujesc aceeași cauză, nici nu e nevoie să se întâmple neapărat lucrul acesta, întrucât există niște comunicări care transcend relațiile neapărat direct profesionale. De aceea, cu permisiunea dumneavoastră, o să încerc să schițez un portret care mie personal mi s-a creionat citind această carte din scoarță în scoarță, de la momentul la care, prin grația autoarei, am primit-o și cu câteva foarte frumoase cuvinte însoțitoare, încercând să deslușesc ce se ascunde în spatele ei. Un lucru de exemplaritate, repet, care ar putea și ar trebui în mod normal să fie o bună pildă cam pentru toți cei care slujesc cauza, nu numai cei care sunt, i-aș putea numi așa, frați de sute de kilometri pe care îi parcurg destul de des de la Cluj și până la Piatra Neamț, dar cei care slujesc aceeași cauză. Această carte aduce un aer proaspăt în muzicologia românească consacrată temei. Ea se cheamă Sonata pentru vioară și pian în creație românească a celei de-a doua jumătate a secolului 20. E bine, pe această temă s-a scris și s-a scris bine și s-a scris mult, dar din tot ceea ce am citit eu, vă mărturisesc că aceste pagini aduc ceva în plus. Este dincolo de scrobeala muzicologiei tehnice, este ceva ce răzbate din paginile ei și care aduce acel suflu proaspăt, primăvăratec, mi-aș permite să spun, atât de necesar la un moment dat, și o să vedeți cum îmi argumentez aceste spuse.
În primul rând, această carte este produsul unui ochi ager. Când spun ochi ager, mă gândesc la o persoană care se apleacă asupra temei, o temă de altfel foarte complexă, foarte generoasă, dar foarte riscantă în același timp, ochiul ager respectiv fiind în măsură, atât conștient cât și intuitiv, să discearnă acele ițe foarte discrete care trebuiesc descălcite ca să îți pledezi cauza, și anume punerea în lumină a unui corpus de sonate, n-o să le enumăr acum din cuprins, dar un corpus important de sonate, despre care aflăm mai multe lucruri decât am aflat dintr-o scorțoasă, repet acest calificativ, carte de muzicologie analitică. Deci, pe de-o parte, a fost nevoie de un ochi ager. Aș mai completa un ochi proaspăt tânăr care să se îndrepte spre această temă, o temă delicată. A mai fost nevoie după aceea de o minte lucidă, aceea care să știe măsura lucrurilor și să cumpănească bine. Deci ochi, ager, minte lucidă. N-ar fi fost de ajuns. A mai fost nevoie de un suflet mare. Un suflet mare care, așa cum spunea antevorbitoarea mea, se manifestă cam prin tot ceea ce face. Atât în plan interpretativ, în plan pedagogic și iată și în plan muzicologic. Asta este un gest muzicologic referențial, în opinia mea, și încă o dată vă rog să mă credeți că am proprietatea termenilor. Deci de un suflet mare care să se dedice, să se atașeze din toate resorturile sale lăuntrice cauzei. Dar nici asta n-ar fi fost suficient. A mai fost nevoie de curajul aventurii. Pentru că este un gest aventuros din partea unui muzician, mai ales în măsura în care acel muzician este dedicat interpretării muzicale, gest esențial, fără de care arta muzicală n-ar exista. Spuneam, un gest aventuros ca muzicianul respectiv să consimtă la un moment dat că își poate sacrifica o bună parte din energie, o bună parte din timp, să facă ceea ce unui interpret în mod normal nu este în fire și nu trebuie să fie în fire, adică să aștearnă cuvinte pe hârtie. Asta înseamnă să te lansezi într-o aventură, o aventură foarte costisitoare și în același timp o aventură foarte riscantă, atâta vreme cât de a pune cuvinte pe hârtie se ocupă, și este pentru a treia oră, pentru care folosesc cuvântul, scorțoșii noștri muzicologi. Ei asta știu, asta fac. Dar nici curajul unei aventuri n-a fost suficient ca această carte să iasă la lumină, a mai trebuit ceva. Și acel ceva se ascunde adânc în spatele unui asemenea demers. Și acel ceva a început la o vârstă, n-am intrat în detalii biografice, dar se ascunde undeva îndărât cu foarte mult timp. Este și o lipsă de delicatețe să întrebi o distinsă persoană feminină despre ani, despre numărul anilor. Nu e vorba de vârstă în momentul de față, dar e vorba de momentul la care a început acea muncă, muncă grea, muncă de galeră în slujba artei muzicale, în dobândirea valorii pe care un interpret trebuie să-și o poarte ca pe o cruce, o nobilă cruce, o viață întreagă. E bine, fiți absolut convinși că Cristina a început munca la această carte din fragedă copilărie. Altfel, n-ar fi fost posibil să ne găsim astfel
astăzi aici, în asemenea faste condiții, condiții în care o veți vedea pe Cristina, nu numai autoare de carte și de carte prețioasă, dar și în calitate de interpret, așa cum probabil ați mai și văzut-o. Deci iată că a fost și cultura muncii, o muncă care ar putea să fie pilduitoare și ar trebui să fie pilduitoare pentru mulți dintre prietenii și viitorii mei colegi, adică studenții de la Facultatea de Muzică din Piatra Neamț, se întrunesc în primăvărate ca și aparent fira la persoană pe care o aveți în fața dumneavoastră, niște resorturi foarte puternice, foarte temeinice, foarte adânci, pe care a știut să le cultive și pe care le urmează neabătut. Lucru absolut impresionant. Impresionant pentru că alături de ea se mai găsesc un mănunchi de tineri ai Academiei de Muzică Gheorghe Dima și uitându-mă mai departe de gardurile Academiei de Muzică, uitându-mă în jurul meu, un mănunchi de tineri care mie personal de pe, nici nu știu cum să o numesc, înălțimea, hai să zicem așa, dar nu în sensul cel mai fericit al termenului, de pe înălțimea anilor pe care îi port în spate, îmi dau curaj și îmi dau speranță în ceea ce va însemna viitorul școlii superioare românești. E bine, Cristina Nicoleta Șoitu este un asemenea tânăr care are un ochi anger, o minte lucidă, un suflet mare, are curajul, temeraritatea aventurii și, mai presus de toate, are o neabătută cultură a muncii. Din toate acestea, iată unul dintre darurile pe care primăveratice, frumoase, tinere, pe care Cristina Șoitu ni le oferă în postura acestui volum, care rămâne, în opinia mea, un volum de referință. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim frumos, domnule profesor, și mărturisesc că este foarte greu să vorbesc după dumneavoastră. Am ascultat o opinie mai mult decât avizată asupra cărții. Într-adevăr, este o carte de referință, este o carte de specialitate adresată probabil specialiștilor, este încoronarea unei munci îndelungate de cercetare și de practică asociată cu cercetarea, dar hai să o ascultăm pe autoarea cărții, cum a ajuns la acest demers analitic și la această carte pe care a realizat-o. Cristina. Vă mulțumesc, bună ziua și mă bucur că, deși poate nu într-un număr foarte mare, dar cu siguranță cei care sunt interesați de subiect și de a asculta muzică de calitate au venit astăzi aici. Vă mulțumesc și vă mulțumesc și dumneavoastră, domnilor profesori, pentru cuvintele frumoase pe care mi le-ați adresat și pentru aprecierile aduse cărții. Eu nu aș dori să spun decât foarte pe scurt despre volumul meu, care, așa cum a sugerat și colega mea, este rezultatul publicistic al cercetării realizate în timpul stagiului doctoral. El este structurat în trei capitole. Primul, care conține un scurt istoric al genului sonatei pentru vioară și pian în România în secolul XIX și prima jumătate a secolului XX. Al doilea capitol sintetizează câteva observații despre sonatele lui Enescu pentru pian și vioară, lucrări de referință pentru istoria muzicii românești, atât pentru contemporanii lui Enescu, cât și pentru compozitorii din generațiile ulterioare, până în actualitate. Al treilea capitol și ultimul
face referire la sonatele plasate în cea de-a doua jumătate a secolului 20, aparținând unor compozitori ca Toduță, Comes, Olah, Bentoiu, Ede Terenis sau Jora. Acesta se încheie cu câteva observații referitoare la interpretarea acestor lucrări și a fost cel mai solicitant, vă mărturisesc, fiind o cercetare care s-a întins pe mai mulți ani. Aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre cum s-a concretizat tema în mintea mea, cum s-a desfășurat efectiv munca la acest volum și mai ales cum am conviețuit, să spunem, cu tema pe care am ales-o. Atunci când am aplicat pentru un doctorat profesional, iar pentru cei care nu sunt familiarizați cu acest termen, el presupune atât cercetare științifică, cât și interpretarea în public a unor lucrări menționate în studiul analitic. Atunci când am aplicat pentru acest doctorat, aveam în minte repertoriul cameral dedicat Doului Vioară Pian. Doul Vioară Pian îmi era foarte drag, foarte apropiat sufletului meu, deoarece deja de mai mulți ani aveam o experiență în acest tip de formație, în timpul anilor de studiu, sub îndrumarea doamnei profesoare Cipriana Gavrișiu, pe care o consider unul dintre mentorii mei. Dar alegerea exactă a repertoriului a fost o etapă nu tocmai ușoară, deoarece exista destul de multă cercetare în domeniu. Iar aici a intervenit Salvator, conducătorul meu de doctorat, domnul profesor universitar Gabriel Balciu, și el, unul din mentorii mei, și el mi-a îndreptat atenția spre Școala Românească de Compoziție, căreia nu i s-a dedicat atât de mult pe cât ar fi meritat, poate excepție făcând lucrările lui Enescu, și astfel a luat naștere această alegere, cumva, a acestei teme. Etapele pe care le-a presupus munca efectivă în tot acest demers au fost deosebit de interesante, fiindcă limbajul secolului 20 și cel al muzicii românești în special, dar și a fiecărei lucrări în parte, au impus o cale specifică de cunoaștere. Aș spune că fiecare lucrare are propriul ei mod de a se dezvălui. În calitate de interpret, prima întâlnire cu partitura este definitorie. Lipati, marele nostru pianist, dar și compozitor, sugera ca primul contact cu o lucrare să nu implice studiul la instrument. O deviză la prima vedere cu totul bizară, dar vă pot spune că a studia fără pian a fost de mare ajutor în tot procesul analitic, deoarece încep să vezi lucrarea nu în detaliu, ci de la general la particular. Încep să-i simți trăsăturile esențiale, cum ar fi tempoul, caracterul, formele, scritura, dar încep să întrevezi și problemele tehnice cu care te vei confrunta. Apoi începe un dialog interesant între interpret și instrument. Și aici începe să se resimtă bucuria traducerii sonore. Când încep repetițiile cu partenerul implicat în duo, ai în minte ca instrumentele să realizeze ele însele un dialog, să se sincronizeze, dar și să-și contureze o relație timbrală. Însă nu doar instrumentele sunt importante. Am simțit că începe să se închege o comuniune între compozitor, interpret și instrumente. Iar această stare este foarte bine definită prin creativitate, note ludice sau chiar meditații estetice. Să-ți imaginezi ultimul participant la dialog,
care este publicul. Este un exercițiu foarte benefic, un exercițiu acustic foarte benefic și chiar necesar, aș spune. Ultima etapă, cea a interpretării pe scenă, este cea care cuprinde emoția deplină și realizează dialogul complet. Compozitor, interpreți, instrumente și public. Mărturisesc că toate aceste etape au avut un rol foarte important în tot demersul cercetării, deoarece au dat naștere unor idei care să fie dezvoltate în acest volum și înainte de asta, în teza de doctorat, desigur. Pentru mine, a scrie despre lucrările pe care le-am cântat a însemnat să devin un interpret care își pune întrebări. Și punerea în cuvânt a acestor observații a avut, are și va avea întotdeauna o însemnătate deosebită, la fel de importantă precum așezarea sonoră, să spunem. Cred că acestea au fost cele mai importante gânduri pe care le aveam pentru dumneavoastră și vă mulțumesc încă o dată că ați venit și ați manifestat acest interes pentru evenimentul nostru. Mulțumesc încă o dată, domnilor profesori, pentru cuvintele lor. Aceasta ar fi fost prima parte a acestui eveniment și noi ne bucurăm că ați fost alături de noi și în continuare dorim să vă lăsăm în grija muzicii. Domnișoara profesoară și cu doamna profesoară Anastasia Buruian colaborează în cele mai frumoase condiții. Sunt împreună la clasa de canto și sperăm că recitalul pe care, sau micro-recitalul pe care îl veți audia în continuare, va demonstra că muzica de cameră este una dintre muzicile în care interpreții se contopesc și, așa cum Cristina a spus, și publicul se contopește cu acești interpreți. Vă mulțumim frumos și audiție plăcută! Thank you.